Occidentul acuză Minskul de terorism de stat, iar Minskul acuză Occidentul că pune la cale o revoluție colorată în Belarus. Ultimul dictator al Europei ține tare de putere. Occidentul a vorbit despre terorism de stat. Este corectă această sintagmă? Greu să o încadreze altfel. Scoate opozanții din joc. Belarus is still the only country in Europe that applies the death sentence. Și îi trimite semnale lui Putin că democrația va ajunge la doi pași de Kremlin dacă el nu e susținut. Eu pic acum, tu o să urmezi. Breaking fake news. Știri reale, informații corecte. Cu Marian Voicu. Duminică la 7 seara pe TVR1.